Foarte puțină lume mai știe azi de Titus Marcellus. Titus Marcellus a fost un brutar din Roma antică. În 205 înaintea erei noastre, a prins un contract cu armata și a mers bine un an, după care a mers prost. Prețul grâului a crescut, a trebuit să închidă afacerea, nevasta l-a părăsit și s-a sinucis. Nu era cel mai bun brutar, dar nici cel mai prost. Poate de asta l-a și uitat lumea. Vezi cum e și viața. Trebuie să fii ori foarte bun, ori foarte prost ca să te țină minte lumea. Desigur, toți am auzit de un Horatiu Quintus Pâinică, de un Pompeius Gogoașă sau de un Maximilian Chiflă de Aur. De asemenea, îi cunoaștem bine și pe cei detestați, ca de pildă pe un Tiberiu Pesmet sau pe un Domitian Biscuite Stricat. Încă mai folosim expresii precum bună ca chifla lui Maximilian sau zicem de unde ai luat biscuitele ăsta stricat, de la Domitian Biscuite Stricat sau de unde. Dar de Titus Marcellus nimeni nu zice nimic. Și cred că e păcat. Din acest motiv i-am dedicat un cântec. Istoria a fost cam rea, n-a ținut cu Titus Marcellus. Toți l-au uitat, l-au îngropat sub un munte de gunoi și praf. Titus Marcellus ne-a făcut pâinici și chifle și frazele și covrici și totuși noi l-am uitat. Să ne fie rușine!